Cât de performant mai poate fi un telefon de top astăzi și cu ce se mai diferențiază? Aceasta e întrebarea la care am încercat să răspund în timp ce am testat Oppo Find X5 Pro, cel mai nou flagship al companiei. Salut, eu sunt Vlad și înainte să începem review-ul acesta, aș vrea să te invit să dai subscribe canalul nostru și un like la acest video care ne ajută și apreciem implicarea voastră. OPPO a intrat puternic pe piața din România în ultimii ani cu telefoane din zona midrange și midrange premium. Gama Find e cea de top, iar anul acesta e cel în care OPPO prusează mult pe aceasta. Dar sunt oare oamenii dispuși să renunțe la branduri cunoscute, cum sunt Apple sau Samsung, pentru a da mult peste 1000 de euro pe un telefon de la OPPO? Răspunsul meu este că nu ai avea de ce să eziți, dar există și niște rânduri scrise cu litere mici pe care trebuie să le bagi în seamă. Hai să începem și să povestim despre designul Oppo Find X5 Pro, care sigur îl scoate în evidență. Telefonul are un ecran de 6.7 inch cu margini rotunjite care ocupă foarte convingător privirea. În partea frontală mai ai margini de jos subțiri și sus, ai o cameră frontală în partea stângă. În momentul în care iei telefonul în mână, știi că ai un flagship, fiind un terminal destul de greu, cu o greutate de 218 grame dar pe spate vine surpriza interesantă. Este dintr-un material ceramic crucios, care se simte foarte de calitate la atingere, dar este în evidență modul camerei. Nu e nici dreptunghi, nici cerc, nici o variantă pe care o vezi pe piață. E un fel de trapez inegal și nu e pe gustul tuturor. Mie mi-a plăcut ciudățenia sa, dar în multe îi se va părea asimetric. Modul ascunde trei camere despre care vom discuta mai târziu și este în evidență destul de mult. Protuberanța e mare, dar modul este integrat în spatele ceramic ce curge pe lângă acesta. E o alegere de design la fel de curajoasă și interesantă, dar care poate crea probleme. De ce? În primul rând, telefonul nu stă foarte bine pe masă atunci când îl pui. Asimetria îl face să stea într-o parte. De asemenea, carcasa ceramică din care este creat e superbă, dar atrage amprente foarte mult și este probabil una dintre cele mai unecoase de pe piață în momentul de față. Eu am avut dificultăți în a ține telefonul în mână în pat sau la ureche atunci când vorbeam. Se duce, se duce foarte ușor. Așadar aici designul a fost pus înaintea funcționalității. Nu pot să critic atât de mult pentru că designul pe mine m-a cucerit. Dar în cele din urmă vei avea nevoie de o carcasă ce va transforma telefonul într-unul destul de banal. Dar măcar va egaliza protuberanța camerei. Așadar, telefonul are un design unic și ia puncte bonus de la mine. Într-o lume unde telefoanele de top au devenit destul de standard și nu mai este în evidență prea mult, Oppo a riscat. Și asta vreau de la un flagship. E necos, dar măcar nu e la fel de mare precum Samsung Galaxy S22 Ultra. Dar acum hai să trecem la specificațiile tehnice. Oppo Find X5 Pro are un procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 pe 4 nanometri, 256 sau 512 GB stocare și variante cu 8 sau 12 GB de RAM. Bateria are o capacitate de 5000 de mAh, dar vorbim imediat despre ea. La specificație acestea nu ai foarte mult de comentat. Telefonul se comportă perfect în diferite scenarii de la browsing, jocuri, documente, streaming, lucruri pe care le aștepți și banalități pe care le vei afla practic din orice review. Pentru că deja dacă vorbim de un și cu nivelul acesta de performanță, lucrurile sunt destul de clare. Ce e interesant e că Oppo a adăugat o aplicație nouă pentru cei cu PC, numită PC Connect, prin care poți să-ți deschizi o fereastră cu telefonul pe un PC. Nu e comparabil cu DeX de la Samsung, ci mai degrabă cu software-ul de la Huawei, prin care poți să-ți controlezi telefonul de pe calculator ca să nu faci trecerea între device-uri în permanență. Ecranul de 6.7 de care menționam are o rezoluție de 1440 pe 3216 pixel. E din Gorilla Glass Victus și are o rată de refresh de 120 Hz și posibilitatea de a crește luminositatea din software dacă dorești să ai mai mult decât ai suficienții 500 de niți în mod standard. Ce mă atrage pe mine la Oppo este încărcarea. Bateria de 5000 mAh are autonomie de aproximativ o zi, în timp ce încărcarea rapidă se face la 80W și ajunge la 50% în 12 minute. Și chiar așa e. Telefonul se încarcă și wireless la 50W cu încărcătoare compatibile. În plus, Poți încărca și alte dispozitive cu reverse wireless charging la 10W. Așadar, dacă e să vorbim despre specificații tehnice, ce atrage la Oppo e încărcarea ultra rapidă, care este cea mai bună de pe piață. Și dacă de la un flagship te aștepți oricum să funcționeze bine, spre osebire de alte terminare, încărcarea chiar iese în evidență. Dar Oppo a promovat în ultimii ani camere și modul în care a integrat inteligența artificială. Așa că vreau să vorbim despre el. Cum spuneam, Oppo s-a rădat cu camere, foto și video în ultimii trei și a venit cu noi tehnologii pentru acestea. Oppo Find X5 Pro are un modul triplu de cameră principal. Avem o cameră de 50 de megapixel cu fp 17 wide, o cameră de 13 megapixeli foto și una de 50 de megapixel ultra-wide, realizate pentru o colaborare cu Hasselblad. Față de anul trecut, Oppo a anunțat pe seria Find la camera microscop, care era pur și simplu o ciudățenie fără folos real în lume. Camera de selfie este una de 32 de megapixel wide telefonul poate fi filma 4K, 30 și 60 de cadre pe secundă, Full HD până la 240 de cadre pe secundă. O se să mai audă cu faptul că rentierele din plastic au fost îmbunătățite cu sticle ultra transparentă care oferă culori mai bune. De asemenea, obiectivul are stabilizare pe două axe pentru rezultate mai bune. Iar procesarea imaginilor se realizează de către un procesor propriu Oppo, numit Mari Silicon X, care ajută la videografie nocturnă prin creșterea luminozității acestora și îmbunătățirea detaliilor fără prea mult zgomot. De asemenea, telefonul are funcție 4K Ultra Night Video prin care poate reda culoare mai naturale, iar pentru zone foarte întunecate, funcția Ultra Dark Video. Video Ultra HDR permite fundaluri mai colorate și care nu sunt superexpuse și te ajută atunci când filmezi în contejur. cum se văd lucrurile în viața reală. În ceea ce vrește fotografie pe timp de zi, imaginele sunt extrem de reușite, nivelul de detaliu este înalt și culorile sunt foarte, foarte naturale. Mi-a plăcut redarea corectă a acestora și faptul că zgomotul nu e prezent. Acest lucru se vede și pe video, iar atunci când am filmat noaptea, luminositatea a fost foarte bună, îmbunătățită natural și nivelul de zgomot redus. Personal, cred că sunt unele dintre cele mai bune camere de pe piață în momentul de față în această combinație. E dacă tot ce înseamnă camere foto a fost pe placul vostru, acum să vedem și cum stă treaba când discutăm despre preț. Mai ales că aici s-ar putea să ai ceva de comentat. Pe preț e cu dus și întors. Samsung a reușit să se poziționeze pe piață destul de bine ca un brand care poate lupta cu Apple la telefoane flagship. Oppo are de recuperat în imaginea pe care o are, în notorietate. Telefonul cu 256 de giga stocare, 12 GB de RAM, costă 6500 de lei. Adică exact cât un iPhone 13 Pro Max de 128 de giga. Sau cât un Samsung S22 Ultra de 256 de giga. La prețul egar, ce ai alege? Dacă vrei un telefon performant pentru ecosistemul Android, dar care să nu fie atât de clasic și mare ca S22 Ultra, eu ți-aș zice Oppo Find X5 Pro. Merită? Eu aș zice din nou. Că da, dar trebuie să fi pregătit din păcate să iei și o carcasă. Altfel, Oppo are un ecosistem bun, camerele foto sunt excelente și încărcarea ultra rapidă îi separă de alte telefoane de pe piață. E Find X5 Pro mai bun ca S22 Ultra? Din punctul meu de vedere, da. E mai bun decât un S22 simplu? Aș zice că mai degrabă mă ajunge acolo spre un S22. E acum că am vorbit de preț, vreau să vă invit pe voi să-mi spuneți în ce condiții nu vă gândiți acum dacă aveți sau nu bani, ați cumpăra un flagship de la Oppo. Acum hai să trecem în revistă puncte pro sau contra înainte de o concluzie finală. Puncte pro. Un design interesant și ciudat, dar foarte frumos, performanțe tehnice de top, încărcarea ultra rapidă și care e un reper pe piață, camere foto și video cu performanțe foarte bune, ecran superb de 6.7 inch. Puncte contra. Prețul poate fi un contra-argument pentru multe persoane. Modul camerei de pe spate nu va fi pe gustul tuturor, e un telefon extrem de alunecos în mână, va avea nevoie de o husă pentru a putea să reziste în timp și să nu alunece. Așadar, ce concluzii putem să extragem după ce am testat Oppo Find X5 Pro? Din punctul meu de vedere, telefonul meu favorit cu Android din 2022 până acum. Sunt mai ciudat și îmi place designul de la Oppo. Îmi place faptul că se încarcă foarte rapid, care are un Android curat, iar camerele foto sunt simplu de folosit și eficiente, chiar și pentru cei ca mine, care nu au un mare talent. Costul său e unul mare, dar eu voi face pasul curajos și îl voi recomanda. Nu uita să dai un subscribe însă pentru a ne ajuta să creștem canalul, iar dacă nu ești de acord cu mine, lasă-mi un comentariu. Vă zi bună!